Odată realizate formalitățile legale, a venit rândul intrării în ședința propriu-zisă și depunerea jurământului de către consilierii local-municipali în ordine alfabetică, pentru ca mai apoi să depună jurământul primarul Aurel Simionescu. Subsemnatul Simionescu Aurel Gabriel, primar al municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile articolului 60 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, depune în fața Consiliului Local Municipal Brăila următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Brăila. Așa să ne ajute Dumnezeu. Imediat după, edilul șef a explicat consilierilor că are de gând să ducă la bun sfârșit tot ceea ce și-a propus. Le-a mulțumit celor care au fost alături de el și le-a urat mult succes celor care intră în activitate pentru prima dată. Este al cincilea jurământ pe care îl depun, din 90 încoace, pentru județul, pentru țară și pentru municipiul Brăila. Sigur că este unul dintre momentele emoționante și cele mai plăcute, dacă vreți, de asta un om care lucrează în administrația publică. De aceea, dincolo de toate evenimentele prin care trecem, emoțiile apar de fiecare dată și ele poate că sunt firești. Doresc să mulțumesc brăilenilor pentru votul pe care mi l-au acordat. Doresc să spun că votul lor mă onorează, în același timp însă mă și obligă. Mă obligă alături de domnul consilier, alături de aparatul primăriei, alături de toți cei care, într-un fel sau altul, lucrează în municipiu. Doresc să le mulțumesc colegilor mei din Uniunea Social Liberală, în mod deosebit colegilor din PSD, de la domnul președinte până la ultimul dintre militanții noștri, dar și colegilor din PNL și din Partidul Conservator, care au fost alături de mine, alături de candidații USR în această campanie electorală. Doresc să mulțumesc familiei mele pentru înțelegere, pentru sprijin și doresc să mulțumesc și mediei pentru criticile. Știți cum le-am considerat de fiecare dată. Mai mult sau mai puțin viabile, dar care au fost și sper ca să fim împreună în continuare pentru ceea ce dorim, pentru ceea ce trebuie să facem în continuare. Am constituit astăzi Consiliul Local Municipal. Mă bucur că au fost prezenți toți domnii consilieri, că au fost validați toți cei care au fost pe liste și împreună vom începe să lucrăm. Eu îi felicit pe toți și ne dorim succes în continuare, pentru că din punctul meu de vedere, și am mai spus-o, urmează o perioadă dificilă, o perioadă de lucru, o perioadă grea, o perioadă în care avem cel puțin trei dimensiuni de discutat. O dimensiune sunt proiectele noastre, proiecte care sunt unele în lucru, altele în stadiul de a fi finanțate, altele în stadiul de proiect. Urmează o perioadă, o altă perioadă de finanțare europeană, 2014-2020, pe care trebuie să o pregătim. Și o serie dintre colegii noștri, care astăzi sunt, au calitate de consilier, au avut multe proiecte în campanie și va trebui împreună să le discutăm și să vedem cum le putem implementa. Au fost proiecte legate de mediu, au fost proiecte legate de transportul public, au fost proiecte legate de centralele termice, au fost proiecte legate de patrimoniu, care au fost prezentate cetățenilor și eu cred că împreună trebuie să le discutăm și acolo unde putem și cred că trebuie să putem în cele mai multe cazuri să le implementăm. Vom face discuții separate, este o adunare festivă și nu vreau să intru în foarte multe amănuncări. O a doua dimensiune este cea a serviciilor publice către cetățeni pe care noi le oferim. Am vorbit puțin mai înainte despre transportul public, dar avem termoficarea, CET-ul, avem salubrizarea, o serie întreagă de alte servicii pe care avem obligația să le oferim cetățenilor și va trebui să discutăm în continuare modul în care societățile noastre, indiferent de forma lor de proprietate sau de contribuție a municipiului la proprietate, își desfășoară activitatea.
Sunt prezenți în sală directorii acestor unități economice. Este și domnul Sândulescu, și domnul Ghiriță, și domnul Micu. Sunt prezenți aici. Trebuie să așezăm activitatea acestor unități pe baze economice, pe baze reale, astfel încât serviciile pe care le oferim cetățenilor să fie cele de calitate pe care le dorim. Și în sfârșit, activitățile noastre social, culturale, sportive, în care îmi doresc și ne dorim să avem o mai mare participare din partea părții private, din partea colaboratorilor noștri de toate felurile, pentru că aceste activități sunt activități ale Brăilei și ale brăilenilor și eu cred că printr-o participare mai largă, nu numai din partea administrației, la susținerea financiară și nu numai acestor acțiuni, putem ca ele să se dezvolte, putem ca ele să devină mai deosebite și să aducă nume și renume Brăilei în continuare. Sigur, așa cum am spus, este o întâlnire care are și un caracter festiv. Vom discuta în Consiliul Local și rugămintea mea este ca astăzi să definitivăm și comisiile Consiliului Local, așa cum am discutat cu domnul consilier, astfel încât luna iulie să fie o lună în care să putem să lucrăm. Sigur, cu cei care mai fac diverse concedii, pentru că trebuie să se întâmple și lucrurile astea, dar în care trebuie să lucrăm, astfel încât activitatea să meargă în continuare și lucrurile să se ușoare așa cum ne dorim. Vă mulțumesc încă o dată pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat. Îmi exprim speranța că vom avea în continuare un Consiliu Local Municipal care va lucra în sprijinul sau în spiritul Brăilei și al brăilenilor, pentru Brăila și pentru Brăilen, că vom fi o echipă, așa cum a fost Consiliul Local anterior și așa cum cred eu că va fi și acest Consiliu Local. Următorul pas a fost alegerea viceprimarilor după propuneri. Prima propunere a venit din partea lui Sorin Boșneag, care a susținut-o pe Doinița Ciocan. Vasile Varga l-a propus pe Alexandru Dănăilă. Daniel Mitrofan a propus-o pe Simona Drăghincescu, subliniind că acest lucru nu înseamnă că o susține. Iar Vasile Iancu l-a propus pe Dan Păun. S-a trecut la vot, iar rezultatele au confirmat realegerea pe funcții a celor doi viceprimari, Doinița Ciocan și Alexandru Dănăilă. Cădiei care e candidatul în martie. Ciocan Doinița 14. Dănăilă Alexandru 19. Drăghincescu Simona 5. Păun Dan 4. Întrunind votul majorității, doamna Ciocan Doinița și domnul Dănăilă Alexandru sunt aleși în funcție de viceprimar. Ultimul punct pe ordinea de zi a fost constituirea celor 5 comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal și nominalizarea celor care fac parte din fiecare comisie. Legea este pentru toți și trebuie respectată de toți, numai că acest lucru nu pare a fi înțeles de unii patroni din Brăila, dovadă deficiențele constatate de inspectorii de muncă la angajatorii verificați, dar și amenzile aplicate. În luna iunie 2012, recent încheiată, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Muncă Brăila au verificat respectarea prevederilor legale la 320 de agenții economice desfășurau activități de comerț, alimentație publică, agricultură, întreținere palații auto, construcții, transport rutier, confecții de stire, prestări servicii și alte activități. Principalele neconformități constatate de către inspectorii de muncă în domeniul relațiilor de muncă a fost munca nedeclarată și apoi au mai fost constatate deficiențe legate de nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară, precum și nerespectarea prevederilor legale prevăzute de hotărârea de guvern 500 pe 2011 privind registrul de evidență a salariaților. Iar în domeniul securității sănătății muncă, mai frecvent au fost depistate neconformități legate de nerespectarea legislației privind semnalizarea riscurilor accidentare și supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor. Per total, în luna iunie, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 347.000 lei, din care
numai pentru munca fără forme de încadrare, 294.000 lei. Munca ilegală în luna iunie a însemnat depistarea 31 de persoane ce desfășurau activitate fără forme de încadrare la un număr de 14 angajatori. 10 persoane au fost depistate în domeniul comerțului, 20 de persoane în domeniul construcției și o persoană în domeniul transporturilor. În cursul lunii iunie, în domeniul securității de muncă, de evidențiat ar fi două acțiuni mai importante. Una ar fi o campanie națională desfășurată în domeniul construcțiilor și aici cu participarea inspectorilor de muncă și în relații de muncă și securitatea de muncă. Aici au fost verificați 23 de angajatori la care se desfășoară activitatea peste 250 de salariați și numai în acest domeniu au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 124.500 lei. O altă activitate a fost respectarea prevederilor, modul în care se respectă prevederile ordonanței 99/2000, activitate de control desfășurată în perioada 19/6-22/6, atunci când Inspectoratul Teritorial de Muncă a verificat 58 de angajatori ce desfășurau activități cu risc de impact asupra personalului privind temperaturile ridicate. Fac precizarea că și în perioada următoare, în toată perioada de vară, atunci când vor fi semnalate temperaturi ridicate, inspectorii de muncă vor verifica modul de aplicare al cerințelor minimale prevăzute de ordonanța 99/2000. Controlele vor continua în toate domeniile de activitate, iar cei prinși că încalcă legea vor fi amendați în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare. Proiecte mai mari sau mai mici prin contur la Brăila, în timp ce unele s-au finalizat, așa cum este cazul platoului din fața Palatului Administrativ și al străzii Grivița, altele sunt în plin proces de implementare, așa cum este cazul Esplanadei și al Fântânii. Mai sunt pe platou, în special în zona de la Murgoci, dorința locuitorilor, cetățenilor, să punem bănci pe zona respectivă. O să mai analizăm lucrul ăsta. E o corelație de făcut între sistemul de irigație care este pe zona aceea și care este pus la marginea aleii și în momentul în care pornește, băncile se udă și, mă rog, inclusiv cetățenii care eventual stau pe băncile respective. Deci va trebui să mai analizăm puțin lucrul ăsta. Eu le-am dat ca temă să încerce să facă acolo o programare, pentru că aici lucrul se mai poate și discuta așa, astfel încât irigatul să se întâmple în mod deosebit noaptea și nu în timpul zilei sau, mă rog, în primele ore ale dimineții, deci nu în perioada în care se stă și după aceea să analizăm posibilitatea de a pune niște bănci în zonă. Esplanada este un proiect în lucru, suntem, din ce știu eu, în termenele respective, o să încercăm pentru perioada de sfârșit de iulie, început de august, când va fi și Festivalul Cântecului de Dragoste la Dunăre, când vom avea și fanfarele militare și va fi și Darcleu, să încercăm ca partea de scenă, să spunem așa, cu băncile respective și apropo de asta, deși n-am mai, până acum s-a spus, domnule, la fiecare festival să strică băncile. N-a mai fost niciun festival, dar băncile tot să strică. Așa, din aer, așa. Poftiți? Băncile nu știu că nu-i festival, da. Deci vom încerca să avem spațiul respectiv curat și să se poată desfășura acele spectacole în aer liber care sunt programate, coborârea făcându-se însă pe la Murgoș și nu pe Esplanada. Totodată, edilul șef a susținut că fiecare locuitor al străzii Grivița trebuie să aibă grijă de puieții plantați în cadrul proiectului de reabilitare al străzii. Adresez încă o dată rugămintea cetățenilor de pe Grivița. Sunt pomișorii respectivi, sunt mulți dintre ei care sunt înverziți, s-au prins. Asta nu înseamnă că nu trebuie să-i
ajutăm în continuare cu o cană de apă, mai ales în perioada asta de vară, când sunt căldurile așa cum sunt, pentru că într-un an, doi, ei vor fi pom pentru cei care sunt acolo, de pe Grivița. Ei, acelor cetățeni le vor servi și nu, și nu altora. Deci eu fac încă o dată un apel la dumnealor. Cât privește fântâna de la catedrală, proiectul acesteia nu a fost finalizat odată cu lucrările de pe calea Călărașilor. Aici responsabilii bisericii fiind cei care trebuie să se preocupe de realizarea acestui obiectiv, în condițiile în care municipalitatea și-a făcut partea sa de treabă. Aștept un proiect care trebuie să fie agreat și urbanistic și din punct de vedere al spațiului în care este așezat, adică lângă catedrală. Este făcut un proiect urbanistic, aș spune, arhitectural, deci cam cum să arate. Dar acolo trebuie proiectul tehnic, cu deviz, cu toate celelalte, ca să putem face demersul. Dar legătura este făcută, toate elementele sunt, nu e problemă, și apă și canalizare, ca să nu avem o problemă. Proiectul de reabilitare și modernizare la Calea Călărașilor urmează să fie încheiat oficial în cursul acestei veri. Primul care a luat cuvântul și a anunțat grupul Partidului Social Democrat a fost Sorin Boșneag. Ciocan Doinița, Vadim Virginia Loredana, Coroș Maria, Dumitru Florin, Mangiurea Silviu, Ilia Iulian, Negoiță Dan, Caranica George, Boșneag Sorin. A venit apoi rândul celorlalte două partide din cadrul Uniunii Social Liberale să-și anunțe oamenii. Atunci avem așa, Ciocan Eduard, Costin Sorin Iulia, Dănăile Alexandru, Rădulescu Daniela Elena și subsemnat. A urmat Alianța pentru Viitorul Brăilei, care prin intermediul lui Daniel Mitrofan și-a anunțat componența grupului pentru următorii 4 ani în cadrul Consiliului Local Municipal. Domnul Florin Petra, domnul Ionel Alexandru, domnul Marian Fusea și subsemnatul Daniel Mitrofan. Mihai Dănuț a anunțat de la tribuna din Sala Mare a Prefecturii componența Partidului Poporului Dan Diaconescu în cadrul Consiliului Local Municipal, pentru ca, după câteva ore, să-și anunțe demisia, locul său fiind luat de inginerul Gigel Cișmaș. Băvăluiu Cosmin, Sterian Georgian, Adrian Trean și subsemnatul Mihai Cristian Dănuț. Alianța formată între Partidul Poporului Legea Cojocaru și Uniunea Ecologică din România și-a anunțat la rândul consilierii local municipal pentru acest mandat. Grupul format din Partidul Poporului și Partidul Unității Ecologiste Române este format din domnul Păun, domnul Crețu, domnul Iacu și subsemnat. Loli se adaugă independenta Simona Drăghincescu. În total sunt 27 de consilieri municipali. În aceeași ședință au fost reconfirmați în funcții și cei doi viceprimari, Doinița Ciocan din partea Partidului Social Democrat și Alexandru Dănăilă din partea Partidului Național Liberal, care au pe durata mandatului și statut de consilier local municipal, fără a fi însă remunerați pentru acest lucru. La ora 11:45, echipa pirotehnică a inspectoratului a executat o misiune de asanare a terenului de muniție rămasă neexplodată în municipiul Brăila, unde s-a descoperit un proiectil exploziv calibrul 150 mm în stare avansată de oxidare. Acesta a fost ridicat, transportat și depozitat în siguranță. În momentul descoperirii unor astfel de elemente de muniție, populația trebuie să anunțe de urgență Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, organele de poliție sau autoritățile publice locale pentru descoperirea de muniții neexplodate. A urmat apoi spre seară și azi noapte incendiile. La 20:55 de minute, detașamentul 1 de pompieri Brăila a intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată pe un teren viran în cartierul Vidin din municipiu. A ars vegetația uscată pe o suprafață de circa 50 de metri pătrați. La ora 2, garda de intervenție în Surăței a intervenit pentru stingerea unui incendiu la locuința unui bărbat din Surăței. A ars un saivan din scândură și stuf de 200 metri pătrați. La ora 2:40 de minute, detașamentul 1 de pompieri Brăila a intervenit pentru limitarea și lichidarea unui incendiu la locuința unei femei pe strada Moldovei din municipiu. În cazul celor două incendii din Surăței și municipiul Brăila, proprietarii au făcut foc în curtea gospodăriei, nu l-au stins și l-au lăsat nesupravegheat.
În acest ultim caz au ars circa 20 de grinzi de lemn și o saltea. A fost afectată și locuința învecinată, unde a ars circa 20 de metri pătrați de calcan din scândură acoperit cu carton bitumat și 10 metri pătrați de acoperiș din lemn acoperit cu tablă. Proiectul a fost lansat la sediul Direcției de Strategii, Programe, Proiecte și Dezvoltare Relații Internaționale din cadrul Primăriei Brăila la sfârșitul lunii mai 2012 și este finanțat în cadrul programului Spații Verzi 2012 MOL România. Obiectele realizate pentru locul de joacă pe care îl amenajăm în cadrul proiectului Grădina cu Melci, avem două seturi de piese de șah. Setul de dame urmează să vină și mai avem pionii, măștile cu care ornăm labirintul și acele jardiniere în care o să punem ghivecele de flori. Proiectul este implementat de Primăria Municipiului Brăila în colaborare cu Liceul de Artă Hariclea Darcle și cu Eco Alpex 024. Pentru următorii 4 ani, Consiliul Județean va fi reprezentat de Gheorghe Bunea Stancu, președinte, și de 2 vicepreședinți aleși prin votul majorității consilierilor județeni constituiți astăzi în cadrul primei ședințe. Au fost 3 nominalizări. Uniunea Social-Liberală, prin vocea lui Ionel Avram, i-a propus pe Florin Mijea și Cătălin Boboc în locul lui Adrian Rădulescu, iar Silviu Radu de la Alianța pentru Viitorul Brăilei a propus-o pe Reliana Bogdan. Din partea grupului Uniunii Social-Liberale avem 2 propuneri, domnul Mijea Florin și domnul Boboc Cătălin. Din partea AVB avem o propunere, Reliana Bogdan. Bogdan? Reliana. Reliana. Voturile au adus următorul rezultat. Florin Mijea a mai primit încă un mandat, în timp ce colegul din cadrul Uniunii Social-Liberale, Cătălin Boboc, a primit primul său mandat. Proces verbal privind rezultatul votării pentru alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Brăila. În urma verificării buletinelor de vot au rezultat următoare. Buletine de vot introduse în urmă, 33. Buletine de vot nule, 7. Buletine de vot valabile exprimate, 26. Repartizarea voturilor. Mijea Florin. Voturi pentru, 24. Voturi contra, 2. Boboc Cătălin, voturi pentru, 19, voturi contra, 7. Bogdan Reliana, voturi pentru, 6, voturi contra, 20. Emoții mari pentru consilierii județeni care în această dimineață au depus jurământul și au luat, așa cum se cuvine în primire, mandatul pentru următorii 4 ani. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Brăila. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur! Puneți mâna pe mine așa. Jur! Așa ne-a îngheluit că jurul toată viața în jurul. După ședința de constituire, validare și alegere a vicepreședinților, consilierii au avut și 2 proiecte de supus la vot, ambele fiind aprobate cu votul majorității. Au existat și abțineri pe motiv procedurale. Proiectul de lege privind aprobarea reparțării pe imunitățile legislative teritoriale a procentului de 20% din limitele sumei de factoare din TVA pentru echilibrarea și acordul de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local pe anul 2013 și estimările pentru anii 2014-2016. Dacă sunt intervenții, observații, dacă nu sunt, trecem la vocinezi pentru, vă rog. Vă mulțumesc, dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă. Se abține. Deci, vă abține sau sunteți împotrivă? Se abține la vot domnul Radu Silviu, Pintilie, Alfredo, Lungudan și Răzmeriță. Și domnul Chiru. Și doamna Bogdan. Și doamna Bogdan. Vom o chestie de procedură, în niciun caz că suntem împotriva proiectelor. Trebuia să treacă prin comisie, dar e o procedură, era o ședință festivă, e punctul nostru de vedere, e procedură.
Agitație, țipete și plânsete ieri dimineață în jurul orei 10:30 într-un imobil situat pe Bulevardul Dorobanților după izbucnirea unui incendiu la locuința unei persoane. Clasamentul de pompieri Brăila a intervenit cu două autospeciale pentru limitarea și lichidarea unui incendiu la un apartament din municipiu. Deocamdată nu se știe cauza care a dus la producerea acestui incendiu, se fac cercetări pentru a stabili pe exactitatea aceasta. Fac și eu nu știu ca să te pătrunde și suntem la salteaua și tot ce e în dreapta acolo, suntem pătrunde la gangă. Hai! Și dacă este nevoie, facem echipul să spargem la mașină lungă. Pompierii au stabilit că împrejurarea care a dus la producerea incendiului a fost efectul termic al curentului electric. Un computer aflat sub tensiune lăsat nesupravegheat. Au ars bunurile din dormitor și s-au degradat bunurile și tencuiala din apartament. Au fost afectate alte 6 apartamente, 3 de la etajele superioare și 3 de la etajele inferioare. Nu s-au înregistrat victime. Dacă rezultatele obținute de PDL la alegerile din 10 iunie 2012 în județ sunt satisfăcătoare, nu același lucru se poate spune și de cele obținute de Viorel Balcan. Tocmai de aceea, organizația municipală, al cărei președinte era Viorel Balcan, dar și altele din județ care au obținut rezultate slabe, au fost dizolvate și sunt în reorganizare. Rezultatele, așa cum am mai zis, nu sunt satisfăcătoare. Dar îi mulțumesc domnului Balcan pentru efortul care l-a depus în această campanie. Am mers în tandem pentru că eram propunerile la vremea respectivă a partidului pentru anumite funcții. Eu cred că dacă ar exista decență și onoare în politică, cred că domnul Balcan ar realiza că e cazul să lase locul unei noi generații. Și pentru candidaturi și pentru tot. Este o chestiune, repet, de decență și onoare. Nu spun mai mult. Dar eu personal vreau să-mi continui drumul meu în viață. Sunt un om tânăr și vreau să mă bat în politică pentru același crez care am intrat cu mulți ani în urmă în politică. De a face ceva pentru România. Totodată, șeful PDL Brăila a declarat că la parlamentare va fi susținut cel care va sta cel mai bine în sondaje și va fi sprijinit de la centru, lăsând să se înțeleagă că Viorel Balcan nu va mai avea sprijinul partidului pentru un nou mandat de parlamentar. În prezent, Viorel Balcan este deputat PDL și membru al organizației brăilene.